De câte ori eu mi-am dorit ceva ca tu să-ți cumperi, dorința mea s-a împlinit. Să fie să mă bucur, mi-ai oferit și o surioară cu care să mă joc. Ne-ai pus călători de ușoară să mă întâmplă rău. Într-una sfată bune dai, prietenă tu ne-ai. Cuvinte duci cu mama ai, cere să dăruiești. Aș vrea să spună lumea întreagă că mă iubesc pe mama. Aș vrea ca toți să înțeleagă că una este mama.
cine mă îngrijește curații de zi, de răzește zilnic pe copii. Copiilor acum în acest context și am să vă spun că și eu sunt mămică și că ceea ce am văzut astăzi mi-a plăcut foarte mult. Sunteți copii minunați, v-ați îmbrăcat astăzi deosebit, special pentru mine, pentru doamnele voastre și bineînțeles pentru mămicile voastre, nu? Super! E o activitate minunată, e foarte frumos că v-ați gândit la toate fetele, doamnele, mămicile pe care voi le cunoașteți și vă rog să transmiteți și voi acasă, să vă duceți acasă cu toții și să le spuneți mamelor voastre că le iubiți, că le respectați și nu doar mamelor, doamnelor de la grădiniță le-ați spus că le iubiți? Da. Nu cred, ia haideți să spunem acum tare cu toții, vă iubim, tare! La trei, la trei toată lumea spune, dar e toată lumea atentă la mine? Da! Am doi băieței acolo care nu se uită la mine. Am doi băieței. E mai e vreun băiețel care nu-i atent? Mai e vreun băiețel care nu-i atent? E toată lumea atentă? Da! Deci, mamelor noastre, doamnelor de la grădiniță, bunicelor noastre, și tuturor cunoștințele noastre le spunem astăzi de la grădinița numărul 1 din cadrul liceului Vasile Ponta din Târgu Neamț. Vă iubim, dar la 3, da? 1, 2, 3 și... Vă iubim! Mai tare! Vă iubim! Asta a fost! Mulțumesc, aveți o zi frumoasă!